Deci, dragilor, în primul rând vreau să spun și câte ceva de mine la începutul acestui training, ca să vă dați puțin seama de ce eu fac astfel de training, da? Sunt Cezar Neagu, am 36 de ani, locuiesc în Germania, în Frankfurt de aproape 5 ani de zile, sunt bucătar șef într-un hotel de 4 stele și trainer de bucătari, da? Antrenez bucătarii din celelalte hoteluri. Și mai nou sunt investitor la Trust Investing, prieten, coleg al vostru și lista continuă, da? Am practicat mai multe meserii în drumul meu prin viață, care m-au învățat și arta leadership-ului de cam de exemplu am fost team leader la oi, da? Deci am fost și cioban la viața mea, bine, ăsta nu sunt eu, nu stau eu în șpagat așa. Am fost pescar pentru că atunci când ești pescar trebuie să știi cum să conduci o barcă, da? Am lucrat în construcții ca șef de echipă unde am avut subordine 80 de oameni. Am fost mecanic și de bărci, da? Făceam service la bărci în Norvegia, aici chiar sunt eu în poza asta și cu un fost coleg. Și am fost și barman și ospătar, șef de restaurant, practic metru, să zic, în Franța, unde am fost șef de sală, cum ar veni, da? Și prin toate astea m-au învățat ce înseamnă leadership-ul. Mi-a plăcut întotdeauna să particip la mai multe competiții, jucător de echipă, handbal de performanță, am făcut în liceu, bineînțeles, timp de 6 ani. Și fiind bucătar șef, da, am antrenat peste 50 de bucătari în prezent în Germania, da? Și cum am zis, în mai multe competiții am vrut să particip și în acest timp am dezvoltat cât mai mult și mai puternic calitățile mele de lider și am învățat cum să lucrez cu oamenii și le-am așezat pe următoarele slide-uri pentru a putea împărtăși cu totul cu voi, da? Nimeni nu are suficientă experiență, educație, capacitate și cunoaștere pentru a-și asigura o întreagă avere fără cooperarea altor persoane, da? Asta este ca un intro. Dacă un plan nu merge, fă alt plan până reușești. Aici majoritatea oamenilor eșuează din lipsă de persistență. Deci persistența este foarte, foarte importantă în leadership. Eșecul temporar nu este același cu eșecul permanent și înseamnă doar că e ceva în neregulă cu planul tău. Și nimeni nu poate aștepta îmbogățire fără un eșec temporar. Deci aceste eșecuri temporare se pot întâmpla tot timpul, da? Dar cel mai important este să persiști, să nu te dai bătut, să mergi mai departe. Când înfrângerea vine, accept-o ca pe un semnal că planurile tale nu au fost bune și reconstruiește-le. Dacă renunți la scopul tău, ești un laș. Un laș nu câștigă niciodată și un învingător nu renunță niciodată. Calitățile, deci avem două categorii, calitățile unui lider și cauzele care îl trag înapoi. Calitățile unui lider ar fi prima calitate, curajul de neclintit, bazat pe o cunoaștere de sine și niciun angajat nu-și dorește să fie dominat de un lider care e lipsit de încredere în sine, da? Și curaj. A doua calitate ar fi stăpânirea de sine. Omul care nu poate controla, nu se poate controla, nu poate controla pe alții, da? Un sens acut de dreptate. Fără sens de dreptate și corectitudine, niciun lider nu poate comanda și obține respect de la angajații lui, da? Luarea în decizii, omul care oscilează în deciziile lui, arată că nu e sigur pe el și clar, nimeni nu ar dori să aibă asemenea lider, da? A cincea calitate ar fi definirea concretă a planului. Liderul
de succes, trebuie să-și plănuiască munca și să muncească planul, da? Adică nu ar trebui să ne abatem de la plan. Un lider care ia decizii după presupuneri, fără planuri practice clare, e comparat o corabie fără cârmă. Aici am învățat eu cum să pescuiesc cu barca, da? Obiceiul de a face mai mult decât este plătit, adică să muncim peste măsură. Practic, așa conducem prin exemplu, da? Dacă ai o echipă și tu pleci mai devreme de la muncă, normal că nu o să stea și el mai mult la muncă. Se ia după tine. O personalitate plăcută. Liderii cer respect și angajații nu vor respecta un lider care nu are o personalitate plăcută. Simpatie și înțelegere. Omul trebuie să fie în simpatie cu angajații, mai mult el trebuie să-i aleagă pe ei și problemele lor. Practic să-i asculte atunci când au nevoie, da? Nu trebuie doar să vorbim și să, ca angajatul sau membru din echipa ta, tăi să uită la tine, dar bă, nu mă las să vorbesc și eu, că e despre mine. Atenție la detalii. Asta înseamnă foarte mult, să fii prezent și să observi totul, da? Dorința de a-și asuma întreaga responsabilitate. Liderul de succes trebuie să fie gata să fie responsabil pentru greșelile angajaților și întotdeauna să găsești soluții să le rezolvi, bineînțeles. Cooperarea. Omul de succes trebuie să înțeleagă și să aplice principiul efortului cooperativ și să fie capabil de a induce angajaților să facă același lucru. Deci, cum am zis mai devreme, conduci prin exemplu. Sunt două tipuri de conducere, prin simpatie sau prin forță. Istoria e plină de dovezi, din câte știm cu toții, că cea prin forță nu poate rezista ca, de exemplu, dictatorii sau regii din trecut, da? Și aici avem cauzele care îl trag înapoi pe lider, deci ceea ce nu ar trebui să facem ca să, în momentul în care noi conducem o echipă. Unul ar fi trecutul ereditar, nefavorabil. E puțin, dacă nu nimic de făcut pentru oamenii care se nasc cu deficiența puterii mentale. Există doar o metodă și aceea mastermind, da? Lipsa bine definirii scopului în viață. 98 din 100 de oameni nu au bine definit un scop al lor. Lipsa ambiției de a ținti deasupra mediocrității. Nu e nicio speranță pentru persoana care e indiferentă și nu vrea să facă nimic în viață. Adică, bă, eu nu vreau să merg mai departe, eu nu vreau să mă dezvolt. Adică, clar, acea persoană nu poate să fie lider și nu poate să crească ca și un lider. Educația e insuficientă. Trebuie să studiezi mai mult decât un liceu. Orice persoană care e educată e una care a învățat să reușească fără a viola drepturile altora. Educația consistă nu așa mult în cunoaștere, dar în cunoașterea aplicată persistent. Oamenii sunt plătiți nu pentru ce știu, ci pentru ceea ce fac. Adică nu neapărat trebuie să te apuci să faci facultăți sau pentru a fi lider, sau, dar contează mult să te educi în sensul ăsta, să citești mult, mai ales cărți de dezvoltare personală. Da? Lipsa autodisciplinei, care e o chestie foarte, foarte importantă ca lider. Disciplina vine prin controlul de sine. Asta înseamnă că cineva trebuie să și controleze calitățile negative. Înainte de a putea controla condițiile, trebuie să te controlezi pe tine. Stăpânirea de sine e cel mai greu lucru pe care îl vei face vreodată. Dacă nu te cucerești pe tine însuți, vei fi controlat. Te vei vedea în oglindă pe ambii. Tu, cel mai bun prieten și cel mai rău dușman, da? Poți fi doi într-unul, cum s-ar zice.
O viață nesănătoasă, nesănătoasă, nici o persoană nu are succes fără sănătate. Multe cazuri de îmbolnăvire au ca subiect stăpânirea și controlul. Astea sunt în principal supraalimentarea cu mâncare, obiceiurile greșite ale gândurilor negative, folosirea greșită a sexului, lipsa exercițiului psihic corect, respirarea unui aer inadecvat, da? Mediul nefavorabil te poate afecta, care te influențează în copilărie, deci poți avea din copilărie niște pete negre, să zic așa, care ți-au lăsat răni adânci, dar întotdeauna trebuie să găsim o cale prin care să uităm de ele și să ne dezvoltăm noi pe noi înșine. Procrastinarea e una dintre cele mai întâlnite cauze ale eșecului. Stă ca o umbră în spatele fiecărui om, așteptând ocazia de a strica șansele lui de reușită, da? De a reuși. Mulți eșuăm din cauza că așteptăm pentru momentul potrivit pentru a începe ceva. Așa că nu trebuie să așteptăm prea mult, dar așa că nu aștepta. Timpul nu va fi niciodată potrivit, începe acum de unde stai și muncește cu ce ai la îndemână, ceva mai bun vei găsi pe parcurs întotdeauna. Lipsa de persistență, da? Mulți încep bine, dar termină prost. Nu există substitut pentru persistență. Eșecul nu face față persistenței. Orice are continuitate dă rezultate. Personalitatea negativă. O personalitate negativă nu poate induce cooperarea. Da? Succesul vine prin aplicarea puterii și puterea e obținută prin cooperarea cu alte persoane. Lipsa dorinței sexuale controlate. Energia sexuală e cea mai puternică dintre stimulii care îi pune pe oameni în mișcare. Pentru că e cea mai mare, trebuie controlată prin transmutare și direcționată către canalele corecte. Da? Dorință necontrolată pentru ceva, pentru nimic. Adică există mulți oameni care își doresc ceva, dar care este nimic, știi? Asta poate afecta foarte mult. Practic pierzi timpul pentru nimic. Lipsa unei puteri de decizie bine definită. Oamenii care reușesc iau deciziile prompt și le schimbă, dacă e cazul, foarte încet. Oamenii care eșuează iau decizii încet și le schimbă foarte repede. Indecizia și procrastinarea sunt frați gemeni. Unde există una și cealaltă, omoară-le până nu te ucide ele pe tine. Una dintre cele șase frici principale, care sunt frica de sărăcie, de critică, de îmbolnăvire, pierderea în dragoste, îmbătrânirii și moartea. Deci astea sunt cele șase frici care oricine pe planeta asta le are și cine nu trece peste ele, normal că o să rămână undeva în spate, da? Tras înapoi. Alegerea greșită a soției sau a soțului este o cauză foarte întâlnită a eșecului. Pentru că dacă îți alegi un soț sau o soție care sunt negativiști tot timpul și te critică și încearcă să te tragă înapoi în loc să te susțină, să te ridice, normal că e o alegere foarte greșită, nu? Precauția excesivă e la fel de rea precum lipsa precauției. Ambele sunt extreme care trebuie evitate, da? Asocierea greșită în afaceri, adică trebuie să fii foarte atent cu cine te asociezi. Superstiția și prejudecata. Superstiția e o formă de frică și un semn de nepricepere. Oamenilor care reușesc nu le e frică mai de nimic. Selectarea greșită a vocației.
Nimeni nu va reuși dacă nu îi place ceea ce face. Da, asta e foarte adevărat, pentru că în momentul în care, nu știu, chiar și un business, un job anume, dacă nu îl faci cu pasiune și nu pui sufletul acolo și nu îți place într-adevăr ceea ce faci, niciodată nu o să poți să crești mai mult, da? Lipsa concentrării eforturilor. Concentrează-ți toate eforturile către un scop final, da? Trebuie întotdeauna să avem un focus, o țintă, cum s-ar zice, da? Și undeva departe. Obiceiul de a cheltui. Cel care cheltuie prea mult nu poate reuși, în principal, pentru că stă etern în frica de sărăcie, deci una dintre cele 6 frici. Formează-ți un obicei sistematic pentru economii, punând deoparte un procent din veniturile tale. Deci e foarte important câteodată să pui, nu știu, 10% din tot ce câștigi luna asta. Lipsa entuziasmului. Fără entuziasm, cineva nu poate fi convins. Mai mult, entuziasmul e contagios și persoana care îl are sub control e în general binevenită în orice grup de persoane. Intoleranța. Persoana cu o minte închisă la orice subiect rareori reușește. Intoleranța înseamnă că omul a încetat să acumuleze cunoștințe. Cele mai devastatoare forme de intoleranțe sunt cele religioase, rasiale, politice și prin diferențele de opinie. Da? Lipsa de cumpătare. Cele mai grave forme de intemperată sunt cele conectate cu mâncatul, băutul și activitățile sexuale. Practic poți să devii nervos în momentul în care ți-e foame, dacă tu ești genul de persoană care se enervează repede și trebuie să mănânce ceva ca să se calmeze sau să bea ceva sau nu știu, ceva de genul. Incapacitatea de a coopera cu alții. Multă lume își pierde poziția și șansele în viață prin greșeala asta, mai des decât toate celelalte cauze principale ale eșecului la un loc. Posesia puterii care nu a fost obținută prin efort personal, da? Copiii oamenilor bogați, îmbogățirea rapidă e mai periculoasă decât sărăcia. Lipsa de respect. Nu există substitut pentru dreptate. Egoismul și orgoliul. Aceste calități servesc ca niște lumini roșii care îi avertizează pe alții să stea departe de tine, da? Ghicitul în locul gânditului. Multă lume e prea indiferentă sau leneșe pentru a obține lucruri prin a gândi corect și atunci dă cu presupusul, știi? Lipsa capitalului este o cauză comună de eșec printre cei care încep o afacere pentru prima oară, fără rezerve suficiente pentru a absorba șocul greșelilor lor și să continue. Ce înseamnă să nu te cunoști pe tine însuți? Am aici un exemplu. Practic mă regăsesc și eu în acest exemplu pentru că am trecut prin asta. Un tânăr care a aplicat pentru un post de manager a unei firme a făcut o impresie bună la interviu până a fost întrebat ce salariu dorește. A spus că nu are nicio sumă fixă în minte, ceea ce înseamnă că avea lipsa unui obiectiv clar, da? Managerul a spus, te voi plăti cât meriți după ce o să te încercăm pentru o săptămână. El a spus că nu acceptă pentru că el primește deja mai mult acolo unde este deja angajat. Concluzia. Înainte de a începe să negociezi pentru o recalculare a salariului sau pentru un alt post, fii sigur că meriți mai mult decât primești acum. Da? E un lucru să vrei bani mai mulți, toată lumea vrea bani mai mult și alt lucru ca să meriți mai mulți. Da?
Ce se întâmplă dacă stăpânești foarte bine abilitățile de lider? Simplu, poți să conduci propriul business, să te dezvolți în direcția de antreprenor, care și aceasta implică încă alte 10 calități fundamentale de succes. După cum urmează în video următor, sper să le scrieți cât mai repede. Nimeni nu se naște antreprenor. E adevărat, oricine poate învăța cum să-și întemeieze și să conducă propria afacere. A deveni un antreprenor înseamnă mai mult decât a deschide o afacere. A fi un antreprenor înseamnă a avea atitudine, motivație și dorința de a reuși. Toți antreprenorii de succes au câteva calități comune și au un mod similar de a gândi. Sunt încrezători și optimiști, sunt disciplinați și deschiși la orice idee nouă pe care o întâlnesc. Iată care sunt cele 10 calități ale unui antreprenor de succes. Antreprenorii de succes își concentrează atenția pe buna funcționare a afacerii lor și elimină orice lucru care ar putea să le distragă atenția de la succes. Antreprenorii trebuie să aibă un nivel înalt de autodisciplină, astfel încât să nu se lasă întrerupt și tentați de activitățile de zi cu zi. Ei stabilesc strategii generale și schițează tactica pentru a le realiza. Antreprenorii de succes sunt suficient de disciplinați pentru a lua măsuri în fiecare zi, în scopul atingerii obiectivelor lor. Au o personalitate foarte puternică și dornică de cunoaștere și dezvoltare. Încrederea în forțele proprii, dar și în propria persoană, îi ajută să-și depășească limitele și să-și ducă afacerea la un alt nivel. Trăsătura majoră a antreprenorului este și trebuie să fie încrederea în sine. Cred în capacitatea proprie de a face lucrurile mai bine decât alții, sau cred că ideea afacerii lor este mai bună decât a altora. Capacitatea de a privi partea plină a paharului face ca lucrurile să se miște mai repede, fiindcă obstacolele sunt privite cu mai mare ușurință. Aceasta este cea mai importantă calitate pe care trebuie să o aibă un antreprenor, să aibă o continuă pornire spre activități care îi conferă libertate și împlinire. Un antreprenor nu se va simți niciodată împlinit într-un mediu în care nu-i sunt apreciate inițiativele, în care nu va fi lăsat să-și pună în practică ideile. Un antreprenor caută în mod continuu să fie propriul stăpân, să-și asume riscuri și responsabilități sporite. De cele mai multe ori, această calitate nu se dobândește, ci te naști cu ea. Antreprenorii de succes sunt inovativi, căutând în mod constant variante de îmbunătățire. Ideile, chiar și cele inovatoare, sunt foarte ușor de ucis. Informațiile au nevoie de antreprenori, iar antreprenorii au nevoie de informații. Dacă îți dorești să ai un business de succes, este important să aduci o noutate față de ceea ce există deja pe piață, să satisfaci anumite nevoi care nu au fost satisfăcute până acum. Ceea ce înseamnă că un proces de inovare este necesar. Au o imaginație fără limite, care inovează permanent. Trebuie să vină cu soluții, nu să ridice probleme. O persoană care are o viziune și ambiția de a reuși, poate vedea rezolvarea acolo unde ceilalți membri ai echipei nu o fac. Un antreprenor bun este creativ și știe cum să profite de toate oportunitățile care îi apar în cale. Datorită capacităților lui de leadership, va vedea soluții acolo unde ceilalți văd numai probleme. Antreprenorii de succes sunt optimiști din fire, pozitivi și văd partea bună a lucrurilor, având întotdeauna soluții pentru orice problemă. Pentru a obține succesul dorit, este esențial să gândești mereu pozitiv și să nu renunți atunci când întâmpini un obstacol. Foarte mulți oameni își doresc să-și înceapă propria afacere, dar nu o fac pentru că se gândesc la pierderi, nu la profit. De ce să pornești la drum cu gânduri negative? Fii pozitiv,
Ai încredere în tine și găsește-ți curajul să devii antreprenor. Sunt capabil să ia decizii corecte și în cele mai nesigure circunstanțe. Mai ales la început, antreprenorul este implicat în tot ce înseamnă business. Mai târziu, după ce afacerea începe să aibă succes, e esențial ca el să știe cum să delege responsabilitățile membrilor echipei sale, pentru ca fiecare domeniu de activitate să fie condus de un specialist. Până atunci, este normal ca antreprenorul să se implice în totalitate în afacere și să se asigure că viziunea lui este respectată. Pentru asta, trebuie să fie capabil să ia decizii pe moment, de multe ori în condiții de stres și nesiguranță. Antreprenoriatul presupune riscuri, iar tu trebuie să fii gata să ți le asumi. Nu renunța așa ușor. În ciuda tuturor obstacolelor apărute, ce aleg să meargă mai departe. În orice domeniu, ca să reușești trebuie să ai ambiții. Nu trebuie să te lași descurajat de momentele grele prin care cu siguranță vei trece, mai ales la începutul vieții de antreprenor. Oricare antreprenor de succes are perseverență și determinarea necesară să treacă peste orice obstacol și să nu renunțe la visul lui. Fă întotdeauna tot ce stă în putință și nu renunța la afacerea ta atunci când intervine un obstacol. Antreprenorii sunt definiți ca și oamenii care își asumă mai multe riscuri decât alții. Ceea ce îi face de succes este asumarea riscurilor, dar și controlarea deciziilor. Foarte mulți cred că cei care își asumă riscuri o fac fără să gândească prea mult. De fapt, pentru un antreprenor, asumarea de riscuri cere o planificare atentă și multă muncă în spate. Nimic nu este întâmplător. Orice risc asumat înseamnă o analiză atentă, anterioară și un plan care să-i conducă spre atingerea obiectivelor dorite. Antreprenorul de succes învață pe parcurs, își asumă riscul și ajustează planurile când este necesar, luând inițiativă. Își pornesc afacerile din pasiune, din dorința de a excela și de a se dezvolta într-un domeniu cunoscut și plăcut. Orice afacere trebuie pornită din pasiune, din ideile proprii, din ceea ce îți face plăcere și ceea ce știi să faci. Dacă începi o afacere într-un domeniu în care nu ai mai lucrat până acum sau care nu îți face plăcere, șansele de eșec sunt foarte mari. Dacă totul pornește din pasiune, din dorința de a crea ceva unic și special care să te caracterizeze, atunci afacerea ta va înflori. Pasiunea te poate conduce către succes, atâta timp cât crezi în pasiunea ta. Și cam asta a fost despre leadership și vreau să vă mulțumesc pentru prezență și sper din tot sufletul să vă ajute informația asta cât mai mult.